Accident cumplit pe centura ocolitoare a Bucureștiului. Două studente la Academia Națională de Informații au fost pulberate de o mașină chiar pe trecerea de pietoni. Una dintre tinere a murit pe loc, a doua este în stare critică la spital. Cele două fete plecaseră din internatul Academiei cu doar câteva minute înainte. Mergeau în oraș. Au traversat pe trecerea de pietoni ținându-se de mână. O șoferiță nu le-a observat la timp și le-a izbit în plin. Impactul a fost groaznic. Cele două fete au fost aruncate 20 de metri. Pentru una dintre ele, șocul a fost fatal. Avea 20 de ani, era din Deva și era una dintre cele mai bune studente ale Academiei. Da. Îi plăcea să învețe? Da. Fată cu minte. N-am ce să zic de rău. Foarte bună fată și deșteaptă. Conducerea serviciului unde informații și exprimă regret față de faptele, față de cele întâmplate și de familia celor două colege și familia a rugat să ne manifestăm discreția maximă. Prietena ei a avut mai mult noroc. A scăpat cu viață, însă este în stare critică la spital. În Pechea, Galați, rudele și prietenii s-au strâns în curtea casei ca să se roage pentru ea. Acolo, pe un zid din fața casei, fata și-a scrijelit numele înainte să plece la București. Vai de mine, ce păcat! Eu bijuterii de fată, o bijuterii de fată. Când a văzut ce a făcut, femeia a intrat în stare de șoc. Polițiștii au audiat-o la spital. Le-a spus că pur și simplu nu le-a văzut pe cele două fete. Serviciul rutier Ilfov a făcut numărate sesizări către administratorul drumului public cu privire la semnalizarea trecerii de pietoni și la iluminatul public. În zadar, noaptea, traversarea centurii este o adevărată ruletă. Acum 3 zile l-au omorât pe un bătrân, aici. Din aceeași cauză, n-a fost observat. Da, tot, în aceeași cauză. E foarte periculos, foarte periculos. N-a făcut. Avea făcut o pasarelă. În urmă cu două luni, alți doi oameni au murit pe aceeași trecere de pietoni.